Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii ca să-L vedem pe El. Și în seara aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie acela care să ne vorbească și să ne întărească și să ne dea, Domnul, biruință potrivit cu nevoile fiecăruia dintre noi. De aceea, dragă Biserică, lumina vă îndemn, haideți să rămânem într-un duc de rugăciune, rugându-L pe Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească și să ne întărească. Amin. Vă invit cu mult respect să deschidem Sfânta Scriptură în Judecători, capitolul 6, de unde vom citi câteva versete începând cu versetul 11. Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era a lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Gedeon i-a zis, Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care ne-o face ca să fim în locul acesta, în locul prezenței lui Dumnezeu. Este un har, dragă biserică, pe care îl avem într-o vreme ca și aceasta, că încă Dumnezeu este acela care, atunci când venim în prezența Lui, El ne schimbă, ne transformă, ne revigorează, indiferent de starea cu care am venit. Atunci când ne deschidem inima înaintea Lui, El este Dumnezeul care nu-și întoarce spatele, ci este Dumnezeul care ne binecuvintează și ne dă puterea și îmboldul să mergem înainte. Așa mă rog să facă Domnul în seara aceasta, să se atingă Dumnezeu de fiecare dintre noi, pentru că în seara aceasta, dragă biserică, Dumnezeu a pus în inima mea un cuvânt, un cuvânt atât de bine cunoscut de fiecare dintre noi. Un cuvânt care l-am auzit din copilăria noastră, în bisericile noastre se vorbește foarte mult despre un om, un om al lui Dumnezeu pe nume Gedeon, un tânăr la vremea respectivă care ajunge să aibă parte de experiențe supranaturale cu Dumnezeu. Un titan al credinței, omul acesta a ajuns în viața lui la acest statut de titan al credinței. Pentru că în viața lui Gedeon a fost un moment de ascensiune. A fost un moment în care, din starea în care era, cu toate fricile, cu toate anxietățile, cu toată deznădejdea care era înăuntrul vieții lui, omul acesta, momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, viața lui se schimbă 180 de grade. E omul care beneficiază de niște lucruri extraordinare din partea lui Dumnezeu. Și pasajul acesta este pasajul care reprezintă un lucru extraordinar, momentul în care omul lui Dumnezeu Gedeon vede lucruri extraordinare și are parte de lucruri extraordinare. Deși acest pasaj este foarte bogat, deși acest pasaj este plin de cunoștință și plin de lucruri deosebit de bune din punct de vedere spiritual, în seara aceasta, dragă biserică, permiteți-mi ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva din lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Judecători, începând cu capitolul 6, vom vedea că oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, trece printr-o situație imposibilă din punct de vedere omenesc. Oamenii aceștia ajung într-o situație din cauza păcatului, din cauza idolatriei, din cauza faptului că au întors spatele lui Dumnezeu. Îngăduie Dumnezeu ca Israel să ajungă într-un context atât de nefavorabil. Într-un context lipsit de speranță, lipsit de orice fel de biruință, într-un context în care oamenii aceștia efectiv au rămas fără nicio speranță cu privire la viitor, cu privire la prezent, într-o situație în care Madian, Biblia ne spune că timp de 7 ani de zile, oamenii aceștia veneau și dărâmau tot ce stătea în cale, venea, îi hărțuia, le fura recolta, își bătea joc de ei, îi trântea la pământ și îi ținea acolo. Și oamenii aceștia, dragă biserică, poporul lui Dumnezeu ajung la un moment dat în mijlocul lui, în un context
foarte, foarte nefavorabil. Și în mijlocul acestui context era un om pe nume Gedeon. Un om care, deși toate lucrurile din fața lui păreau să fie imposibile, deși omul acesta n-a făcut nimic intenționat, poate să-l supere pe Dumnezeu, să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, omul acesta ajunge la un moment dat să stea în fața unui imposibil, unui context atât de nefavorabil, încât să se uite la el și să ridice din numeri și să spună: Doamne, acum efectiv nu mai știu încotro să apucăm. Nu mai știu, Doamne, încotro să ne ducem și ce trebuie să facem. Și ne dăm seama din viața acestui om și uitându-ne în viața noastră, ne dăm seama deseori că Dumnezeu îngăduie anumite momente în viața noastră în care ajungem în fața unui imposibil, ajungem în fața unui munte, ajungem în fața unui lucru la care ne uităm deseori și nu putem să-l trecem. Ajungem în situații critice în viața noastră, chiar dacă au fost momente în care ne-am apropiat de Dumnezeu. Nu-i așa că deseori parcă în viața noastră Dumnezeu îngăduie să ajungem în momente pe care poate nu le înțelegem. Suntem pe înălțim cu Dumnezeu, avem parte de momente extraordinare cu Dumnezeu, ne luptăm să facem voia lui Dumnezeu, ne luptăm să fim curați, ne luptăm să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, ne luptăm să ne implicăm, să facem voia lui Dumnezeu și parcă cu cât încercăm să ne apropiem mai mult, parcă cu atât luptele sunt tot mai mari. Cu cât încercăm să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu, parcă cu atât mai mult luptele și imposibilul devine tot mai mare în viața fiecăruia dintre noi. Și ne vorbește Dumnezeu deseori cu privire la planurile extraordinare pe care le are Dumnezeu cu privire la viața noastră. Nu așa că Dumnezeu îl ia pe Gedeon și zice: Gedeon, eu sunt cu tine și eu îți vorbesc și vreau să fac lucruri extraordinare cu privire la viața ta. Și se uită Gedeon și zice: Doamne, dar cu mine? În fața mea e imposibil, contextul din mijlocul meu e imposibil, n-am nicio putere ca să pot să fac lucrurile acestea despre care îmi spui tu. Și vorbește Dumnezeu cu Gedeon și spune Gedeon: da, Doamne, m-au auzit despre tine, m-au auzit despre minunile pe care le-ai făcut în generația părinților mei, am auzit cum tu i-ai scos pe Israel cu mână tare, am auzit, da, am văzut minune, am auzit despre ele, dar în fața mea și în viața mea un context atât de nefavorabil încât mă ui la el și nu am nicio șansă, Doamne, ca să pot face ceva să schimb tot contextul vieții mele. Și deseori, dragă biserică, exact în aceeași măsură suntem și noi. Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu spune: am planul cu viața ta, vreau să binecuvintez viața ta, vreau să te ridic, vreau să fac lucruri extraordinare. Și vine Domnul și zice: eu sunt cu tine, du-te înainte. Și atâta e de greu contextul din viața noastră încât ne uităm la toate lucrurile și ne uităm ca la un munte imposibil de trecut. Însă vestea bună pentru noi în seara aceasta, dragă Biserică Lumina, este că Dumnezeu este Dumnezeul care este specialist din a schimba din imposibil posibil. Binecuvântat să fie numele Lui. Vestea extraordinară e că slujim unui Dumnezeu și în seara aceasta, aici la Lumina, ne-am adunat înaintea unui Dumnezeu și stăm în prezența unui Dumnezeu care poate schimba contextul vieții noastre. Nu știu care e imposibilul în viața ta. Nu știu care e contextul nefavorabil din viața ta în seara aceasta. Poate imposibilul reprezintă o situație financiară. Să poate imposibilul în seara aceasta reprezintă o situație materială, o situație spirituală, o situație relațională. Poate e o boală, poate e un lucru atât de greu în viața ta în seara aceasta. Indiferent cât e de mare imposibilul, Dumnezeu îl poate schimba în posibil. Dumnezeu a fost acela care și-a proslăvit numele într-un mod extraordinar în viața lui Gedeon. Și în seara aceasta aș vrea să vedem felul în care Dumnezeu poate schimba din imposibil posibil. Ne uităm în viața lui Gedeon și Gedeon în fața imposibilului, în primul rând, a fost acela care a dat îndoiala la o parte. Vorbește Dumnezeu cu Gedeon în versetul 13 și îi spune Dumnezeu lui Gedeon în felul următor. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Dumnezeu este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Vine Domnul și spune lui Gedeon: Gedeon, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine în mijlocul contextului nefavorabil. Și primul lucru cu care se luptă Gedeon e îndoiala.
Pentru că îndoiala întotdeauna ea apare în mijlocul unei crize, pe fondul unei situații extraordinar de delicate. Îndoiala a venit în viața lui Gedeon, lipsa de neîncredere, ezitarea. Au fost lucrurile care l-au lovit pe Gedeon. Și vine Gedeon și spune lui Dumnezeu: Doamne, cum pot fi toate aceste lucruri adevărate? Când uită-te puțin, Doamne, la contextul din viața mea, uită-te cât e de imposibil, uită-te la viața mea, uită-te la părinții mei, uită-te la starea națiunii mele, cum poți tu să ne spui nouă că ești cu noi când toate lucrurile din viața noastră sunt cu susul în jos? Când sunt atât de multe crize, atât de multe lipsuri, atât de multe probleme, madianiții din de 7 ani vin să fure tot ceea ce avem, vine timpul recoltei, când ar trebui să ne bucurăm de recoltă, oamenii aceștia vin, ne fură, ne hărțuiesc, își bat joc de noi, fură, ne fură tot ce avem, ne lasă fără nimica și pleacă mai departe. Și acum vii tu, Doamne, și ne spui că ești cu noi. Vii tu acum, Doamne, și spui că vrei să faci lucruri extraordinare, dar, Doamne, tu nu vezi contextul vieții în care noi trăim? Și înainte ca omul acesta lui Dumnezeu, Gedeon, să se lupte împotriva lui Madian, a avut de luptat împotriva îndoielii care au venit împotriva lui. Pentru că, dragă biserică, omul lui Dumnezeu, deși a auzit de toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în dreptul altora, în dreptul părinților, toate aceste lucruri erau sub semnul întrebării. Pentru că omul acesta, văzând contextul din viața lui, omul acesta a avut îndoială cu privire la tot ceea ce Dumnezeu îi vorbise. Pentru că omul lui Dumnezeu, Gedeon, înainte să iasă biruitor împotriva lui Madian, o trebuie să iasă biruitor împotriva îndoielii. Pentru că îndoiala face un lucru, ea îți redirecționează privirile de la Dumnezeu și te face să te uiți la context. Te face să te uiți la imposibil, te face să te uiți la munte, să nu-L vezi pe Dumnezeu. Dumnezeu era acolo, era prezent, Dumnezeu îi se descoperise, Domnul Iisus Hristos, Îngerul Domnului reprezenta o teofanie a Vechiului Testament, adică o apariție angelică. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era acolo, lângă Gedeon, dar Gedeon se uită la el și zice: Domnul meu! Nici măcar nu-L recunoștea că era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coborât acolo în mijlocul lui ca să stea de vorbă cu El. Și omul acesta, Gedeon, se uită și zice: Doamne, dar Tu chiar nu vezi contextul? Tu chiar nu vezi cât e de greu? Tu chiar nu vezi că din situația în care suntem nu se mai poate face absolut nimica? Toate lucrurile sunt praf și pulbere și noi nu putem să facem absolut nimica ca și popor? Pentru că, dragă biserică, una dintre strategiile pe care vrășmașul le aduce în dreptul fiecăruia dintre noi, atunci când analizele au ieșit prost, atunci când lipsurile financiare au apărut, atunci când viața ne-a dus în niște momente grele în care în fața noastră e un munte mare și parcă e imposibil de trecut, diavolul aduce împotriva noastră îndoială. Oare chiar a zis Dumnezeu că e cu tine? Oare chiar ți-a promis Dumnezeu că va face lucruri extraordinare? Și permiteți-mi să vă întreb ceva. Când Dumnezeu poate vi-a vorbit prin glas profetic, primul lucru care a venit la nivelul minții noastre a fost îndoiala și a zis: oare chiar a vorbit Dumnezeu prin omul acesta? Când am citit pe pagine biblice, când am citit în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vrea să facă lucruri extraordinare, a venit vrășmașul la nivelul minții noastre și a spus: oare chiar așa să fie? Oare chiar a vorbit Dumnezeu? Oare cuvântul ăsta e chiar pentru tine? Și atât de multe semne de întrebare se ridică la nivelul minții noastre atunci când ne aflăm în fața imposibilului. Ele toate au scopul să ne direcționeze privirile de la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care e prezent acolo cu noi în cuptor, și să ne uităm la imposibil. Și momentul în care să ne uităm la imposibil, să fim acei oameni care să falimentăm. Pentru că, dragă biserică, în momentul în care furtuna a venit în îndoială, a fost prima care au bătut la ușă și au zis: oare chiar mai e Dumnezeu cu tine? Uite-te, ai luptat? Ai încercat să te pui deoparte? Ai încercat să fii la toate seriile de rugăciune? Ai încercat să fii la cor? Ai încercat să fii în echipa de laudă și închinare? Ai încercat să te implici? Ai încercat să dăruiești? Ai încercat să faci toate lucrurile acestea? Oare chiar mai e Dumnezeu cu tine acum când treci prin cuptor? Oare chiar mai e Dumnezeu cu tine? De ce Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile acestea? Oare te mai iubește Dumnezeu? Și lista poate să continue. Și vă spun un lucru. În momentul în care îndoiala vine și lovește inima noastră și o acceptăm și dăm voie să intre,
Ea este ca un deschizător de drumuri și îndoiala niciodată ea nu vine singură, ea totdeauna vine la pachet. Și aduce tulburare în inima noastră, aduce deznădejde, aduce frică, aduce anxietate. Tulburările cauzate de anxietate sunt locul 1 în lume la probleme psihice și depresie pe locul 1. Și ne dăm seama, dragă biserică, că mintea noastră e sub asediu. Și ne dăm seama deseori că ne aflăm în momente ca și Gedeon, în momente în care nu mai vedem absolut nimica. Și ne dăm seama că vine diavolul și mai accentuează. Oare chiar așa să fie, oare chiar Dumnezeu, dar nu vezi că lucrurile din viața ta nu se întâmplă, nu vezi că tot scenariul, tot contextul din viața ta, nu vezi că nicio ușă nu se poate deschide, oare chiar Dumnezeu a vorbit? Și deseori ne aflăm în momente de genul ca și Gedeon, momente care stăm singuri acolo, singuri izolați, singuri fără nicio speranță, singuri acolo și nu mai avem nicio putere să ne ridicăm, pentru că ne uităm mai mult la context și mai puțin la Dumnezeul care poate schimba contextul. Ne uităm mai mult la imposibil și prea puțin la Dumnezeul care poate schimba din imposibil posibil. Dragă biserică, ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să fim acei oameni care să dăm îndoiala la o parte. Atât de mult ne lovește vrășmașul în direcția aceasta. Atât de mult avem de luptat împotriva îndoielii. Gedeon a fost un om care înainte să lupte împotriva lui Madian, s-a luptat cu frica, s-a luptat cu îndoiala, s-a luptat cu toate lucrurile pe care vrășmașul le-a dus împotriva lui. Și dacă omul acesta astăzi se numără printre titanii credinței, este datorită faptului că omul acesta a ales ca să renunțe la îndoială și a ales să se bazeze pe Dumnezeu. A fost omul care a zis, Doamne, eu nu înțeleg prea mult în momentul acesta, nu văd, Doamne, cum se vor face toate aceste lucruri, dar aleg să-mi pun nădejdea în Tine. Și în momentul în care omul acesta a ales să dea la o parte îndoiala, minunile au început să apară. Pentru că, dragă biserică, avem un Dumnezeu al minunilor. Avem un Dumnezeu care face din imposibil posibil. Avem un Dumnezeu care lucrează într-un mod extraordinar. De aceea trebuie să dăm frica, trebuie să dăm îndoiala la o parte. Pentru că, dragă biserică, una dintre lucrurile care le aduce vrășmașul împotriva noastră, și vă rog să vă uitați bine și să vă uitați în viața de noastră, este îndoiala. Ca să ne facă să nu mai credem nimic din ceea ce Dumnezeu a spus cu privire la viața noastră. Și să ne pună la pământ din punct de vedere spiritual. Pentru că la un moment dat o fabulă vorbește despre faptul că diavolul la un moment dat a încercat să se retragă. Și fabula aceasta vorbește despre faptul că diavolul a început să scoate la licitație tot felul de lucruri care să le vândă îngerilor săi răi ca să amăgească tot mai mulți oameni. Și la un moment dat această fabulă spune în felul următor. Că diavolul începe licitație și spune, aici este formula pentru minciună, aici este formula pentru înșelăciune, aici este formula pentru a dobândi tot mai multe lucruri. Și la un moment dat, după ce a început să vândă tot mai multe formule, tot mai multe lucruri ca să înșele pe oamenii lui Dumnezeu, la un moment dat această fabulă ne spune în felul următor, că acești îngeri au văzut la un moment dat într-un vas de aur foarte scump, au văzut o formulă. Și au zis îngerii către diavolul, diavole, îți dăm tot ce vrei tu, doar dă-ne această formulă. Doar spune-ne ce este înăuntrul acelui vas. Și diavolul s-a uitat la ei și a zis, nu vă dau, zice, și nu vă spun. Pentru că asta este o formulă care nu o s-o vând niciodată. Și la un moment dat, la insistențele îngerilor, îi spune această fabulă, diavolul le spune și le spune în felul următor, această formulă este îndoiala. Că atunci când copiii lui Dumnezeu trec prin diferite probleme, să venim la mintea omului și să spunem, oare chiar așa a spus Dumnezeu? Oare chiar așa să fie? Oare chiar Dumnezeu mai face minuni? Și să-i punem pe oameni să aibă îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu pentru ei și cu îndoială cu privire la puterea lui Dumnezeu, care Dumnezeu poate să lucreze în viața lor. Ne dăm seama, dragă biserică, că această fabulă deseori este o realitate. Pentru că este îndoiala strategia care a fost folosită încă din grădina Edenului. Când diavolul a venit la Eva și a zis, oare chiar așa a zis Dumnezeu? Oare chiar a zis Dumnezeu
să nu mâncați din toate aceste lucruri. Și ne dăm seama că această strategie este și a fost folosită de-a lungul tuturor generațiilor. Dar omul lui Dumnezeu, Gedeon, înțelege lucrul acesta. Înțelege că este sub asediu și alege ca să renunțe la îndoială și alege omul lui Dumnezeu să meargă înainte. Pentru că omul acesta ajunge să vadă transformat din imposibil posibil. În primul rând când dă îndoiala la o parte și în al doilea rând în momentul în care își cunoaște identitatea. Însă și aici a fost o luptă. Pentru că ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14 și Domnul spune în felul următor: Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Omul lui Dumnezeu, în contextul nefavorabil în care era, pe lângă faptul că a avut o îndoială, omul acesta a început să se uite la el și să zică: Doamne, ce să fac eu pentru tine? Cum pot eu să merg înainte? Cum pot eu să am biruință? Cum pot eu să fac lucruri mari? Și cum pot eu să dobândesc toate aceste lucruri de care tu mi-ai spus? Doamne, uită-te puțin la mine. Uită-te la limitările mele. Uită-te la falimentele mele. Uită-te la nevoile mele. Uită-te la casa tatălui meu, Doamne. Sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Familia mea nu e o familie, nu e o viță regală. Nu sunt oameni extraordinar de elevați. Degeaba mă duc să chem pe popor la război, că poporul nu m-ar cunoaște, că n-am autoritate să-i chem, Doamne. Și lista aceasta poate să continue, lista lamentațiilor, lista acestor lucruri care Gedeon le aduce înaintea lui Dumnezeu să scoată în evidență toate minusurile care erau în viața lui. Pentru că, dragă biserică, omul acesta lui Dumnezeu, el s-a uitat la el și a zis: Doamne, eu sunt slab și nu am putere să mă duc să fac lucrarea ta. Sunt slab și nu mă pot duce să fac lucruri mari cu tine. Dar omul lui Dumnezeu, dragă biserică, și tot poporul lui Dumnezeu, e poporul care la un moment dat, în situația, în contextul nefavorabil din viața lor, au uitat că ei nu sunt de fapt ai nimănui, au uitat că ei nu sunt de fapt un popor a unui Dumnezeu slab și neputincios. Israel, poporul lui Dumnezeu, au uitat în momentul de criză cine este Dumnezeu și cine este acela care i-a scos cu mână tare de atât de multe ori în viața lor. Oamenii lui Dumnezeu trebuiau să fie conștienți că de faptul că Dumnezeu este tatăl lor. Dumnezeul care în urmă cu ani de zile i-a scos cu braț puternic din Egipt. Dumnezeul care a despărțit Marea Roșie. Dumnezeul care i-a hrănit cu aproximativ 2 milioane de oameni au primit mâncare și au primit toate resursele din înaltul cerului. Oamenii aceștia în momentul în care au lăsat ca imposibilul să pună stăpânire și să rămână acel context atât de nefavorabil, oamenii aceștia au uitat cine este Dumnezeul care s-a angajat că le va purta de grijă și cine este Dumnezeul căruia ei slujesc și cui îi aparțin. Pentru că dintre toate popoarele Dumnezeu și-a ales un popor și ăsta era poporul lui Dumnezeu. Dar în momentul de criză, în momentul de faliment, în momentul în care vrășmașul a păsat asupra lor, oamenii aceștia au uitat cine este Dumnezeul care s-a angajat că le va purta de grijă. Și lupta cu privire la identitate este lupta fiecăruia dintre noi. Este lupta pe care o avem de dus în fiecare zi. Este lupta care o avem de dus în momentul în care stăm în fața imposibilului. Este lupta pe care o avem fiecare dintre noi. Pentru că, dragă biserică, omul lui Dumnezeu vine înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, eu sunt slab, Doamne, eu sunt neputincios. Eu n-am putere, Doamne, să mă ridic, n-am putere să fac absolut nimica. Asta uită Dumnezeu la Gedeon și zice: Gedeon, eu nu te-am chemat pe tine pentru calitățile tale. Eu nu te-am chemat pe tine pentru că tu ești mare sau ești tare. Nu te-am chemat că familia ta e bună, nu te-am chemat pe tine că tu ești un soldat extraordinar. Eu te-am chemat pentru că ești al meu și faci parte din tabăra mea. Dragă biserică, Dumnezeu este acela care ne dă puterea să mergem înainte și putem să vedem lucruri extraordinare în momentul în care nu uităm cine este cel care ne-a chemat și în momentul în care nu uităm cine este cel ce ne-a trimis.
Deseori ajungem în momente grele în viață. Deseori, haideți să fim realiști, încercarea deseori vine fără să ne anunțe. Problemele apar, falimentele vin, resursele scad. Deseori ne aflăm în momente în care stăm înaintea unui imposibil. Și un lucru care ne lovește de cele mai multe ori este lupta cu privire la identitatea noastră. Cine suntem noi în Hristos? Întotdeauna când vrășmașul vine împotriva noastră, el aduce îndoială, dar aduce îndoială și cu privire la cine suntem noi în Hristos. Și deseori în momentul în care nu ne mai uităm la Dumnezeu, ci ne uităm la imposibil, ne cuprinde așa un faliment din punct de vedere spiritual, un complex de inferioritate. Și uităm cine este Dumnezeul nostru. La un moment dat, ucenicii trec printr-o furtună și Iisus Hristos era în barca vieții lor. Și dintr-o dată, oamenii aceștia începe să le fie frică, începe să se înspăimânte, dar oamenii aceștia au uitat un lucru. În barca vieții lor era Iisus Hristos. Cel care s-a ridicat și a spus un singur cuvânt și marea s-a liniștit. Ei bine, dragă Biserică Lumina, Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Dumnezeul care ne-a promis că nu ne va lăsa și Dumnezeul care ne-a chemat pe nume. Ne-a scos Dumnezeu din împărăția Întunericului. Cândva cei mai mulți dintre noi am fost acolo, abandonați, în păcat, acolo cuprinși de lanțurile robiei, dar Dumnezeu ne-a strămutat și ne-a mutat în împărăția sa. Și acum noi nu mai suntem ceea ce am fost, ci noi acum suntem copiii lui Dumnezeu. Facem parte din cea mai puternică și cea mai extraordinară împărăție care a fost vreodată. Împărăția care nu a pierdut nicio bătălie. Împărăția care îl are pe Iisus Hristos ca Domn. Împărăția aceasta, împărăția biruitorilor. Și deseori noi facem parte din această împărăție. Și apare lipsa, și apare necredința, și apare îndoiala, și apare lucrurile care le aduce vrăjmașul, și apare imposibilul și uităm cine suntem cu adevărat. Uităm că Dumnezeu este Dumnezeul resurselor. Uităm că Dumnezeu poate spune bolii din viața noastră să fie vindecată și ea e vindecată. Uităm că cancerul nu e o problemă prea mare pentru Dumnezeul căruia noi slujim. Uităm că resursele noastre financiare se pot schimba într-un singur moment, că Dumnezeu este Dumnezeul care deține resursele cerului și al pământului. Și vine diavolul împotriva noastră și dintr-o dată uităm cine suntem și uităm care este identitatea pe care noi avem. Pentru că, dragă biserică, în împărăția din care noi facem parte, minunile, ele sunt lucruri obișnuite. A vindeca, a elibera, a restaura, a face Dumnezeu minuni, pentru împărăție este un lucru obișnuit. Însă Dumnezeu, atunci când momentul în care știm cine suntem noi în Hristos, este Dumnezeu care face lucruri neobișnuite în viața fiecare dintre noi și face Dumnezeu lucruri extraordinare, face Dumnezeu minuni. Pentru că, dragă biserică, în momentul în care noi ne cunoaștem bine identitatea, noi știm că suntem acei oameni care beneficiem de anumite lucruri din partea lui Dumnezeu. Noi nu suntem mai nimănui. Noi nu avem un tată cum au alți oameni. N-avem un tată, nu-l avem nici pe Mahomet, nici pe Buddha, nici alți Dumnezei străini. N-avem un tată care atunci când îl chemăm, el să nu răspundă. N-avem un tată care atunci când îl rugăm să intervină, el să nu intervină. N-avem un tată care atunci când îi cerem ajutorul să întoarcă spatele și să meargă de la noi. Și avem un tată, e singurul Dumnezeu adevărat, e Dumnezeul atotputernic, cel pe care atunci când îl chem, el zice, iată-mă. Cel care îl chem în ajutor spune, sunt aici. Cel care atunci când îl rogi, el intervine. Cel care atunci când îl chem cu o inimă sinceră, e Dumnezeul care vine și îți dă biruință. Pentru că, dragă biserică, împărăția din care facem noi o parte este o împărăție a biruitorilor, este o împărăție extraordinară. Dar în momentul în care nu știm cine suntem și nu știm cui aparținem, o, imposibil nu poate să devină posibil. Pentru că ne uităm mai mult la imposibil și uităm cine suntem noi cu adevărat. În lumea aceasta, toate lucrurile acestea sunt sub autoritatea Lui. Nimic, dar nimic, nu este mai mare și mai puternic decât Dumnezeul căruia noi slujim.
E bine, atunci de ce deseori în momentul imposibilului ajungem să ne panicăm, ajungem să cutremurăm, ajungem să ne fie frică, ajungem să lăsăm depresia să conducă viața noastră, ajungem să lăsăm anxietatea, frica, deznădejdea, ajungem să fim robiți de anumite lucruri de care nu ar trebui să fim robiți? De ce deseori când ajungem în momentul în fața imposibilului, uităm cine suntem cu adevărat, uităm cine ne-a chemat, uităm cine ne-a trimis, uităm cine ne-a făgăduit? Uităm minunatele lucrări pe care Dumnezeu vrea să le facă în dreptul fiecare dintre noi. Eu vă întreb un lucru. Dacă la dimineață ați face parte din casa regală, de la Londra sau orice altă casă regală, dacă ați fi fii și fiicele unui mare rege din punct de vedere pământesc, permiteți-mi să vă întreb, mâine dimineață, dacă v-ați naște acolo, v-ați mai gândi la resursele pământului? V-ați mai gândit ce o să mâncați sau cu ce o să vă îmbrăcați? V-ați gândit că atunci când ieșiți pe stradă să fie o vreo ușă închisă înaintea voastră? V-ați gândit ce o să faceți în situații grele? Nu, de ce? Pentru că știți că regele e tatăl vostru și tatăl meu. Știu că tatăl meu poate să-mi deschidă orice ușă. Știu că tatăl meu are toate resursele și toate bogățiile țării. Știu că tatăl meu este acela care trebuie să dea un singur telefon și toate ușile să se deschidă. Și fiecare dintre noi am fi așa țanțo și am fi mândri, am fi așa, ne-am bucurat și ne-am mândrit cu asemenea tată. Hai să fim realiști acum, nu? Fiecare dintre noi ne-am mândrit și am zis, tatăl meu e cel mai tare. Și când vine vorba din punct de vedere spiritual, noi facem parte din împărăția cea mai extraordinară. Suntem o familie, dar noi nu suntem unii altora, suntem familia Domnului Iisus Hristos. Noi nu facem parte dintr-o împărăție lumească, ci noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu și din tabăra lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia care fac parte dintr-o împărăție au anumite drepturi. Dar gândiți-vă la ce drepturi avem noi ca și copii al lui Dumnezeu. Când Tatăl nostru poate schimba totul, indiferent cât e de greu contextul din viața noastră, Dumnezeu poate să-L facă și să facă Domnul lucruri extraordinare. Dar pentru că suntem parte din această împărăție, trebuie să ne comportăm ca așa tare. Trebuie să fim acei oameni care să nu uităm cine este Tatăl nostru și de unde facem noi parte. La un moment dat, cei doi prinți care sunt în Londra, la un moment dat ne spune o istorie că se jucau în curte cu mingea. Și la un moment dat îngrijitorii erau de acolo în împrejurul lor, ei se jucau cu mingea și la un moment dat oamenii aceștia, cei doi tineri, au dat cu mingea peste gard. Și la un moment dat unul dintre ei s-a ridicat și s-a uitat peste gard. Și peste gard erau alți tineri care se jucau cu mingea, dar curtea lor era plină cu noroi și oamenii acești tineri, aceștia erau din cap până în picioare cu noroi. Și cei doi prinți s-au uitat la îngrijitori și au zis, vrem și noi să mergem acolo, vrem și noi să fim ca și tinerii aceia, vrem și noi să avem libertatea aceea care au acești copii, că se joacă și pare extraordinar de atrăgător, să mergem să facem și noi ce fac ei. Și le-au spus îngrijitorii, voi nu puteți să faceți lucrul acesta. Și ei s-au uitat și au zis, dar de ce nu putem să facem lucrul acesta? Și răspunsul a fost simplu, pentru că voi sunteți fiii regelui și atitudinea voastră nu poate să fie la fel. Dragă biserică, noi suntem fii și fiice a regelui. Imposibilul îl poate transforma în posibil. Atunci când mergem înaintea problemei, deseori am mers înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, uită-te cât e de mare problema mea. Dar n-ați vrea ca din seara aceasta să mergem înainte probleme, să-i spunem problemei noastre cât de mare e Dumnezeul căruia noi slujim. Că avem un Dumnezeu care poate transforma și ca și biserică am fost martori aici. Anul trecut, la toate lanțurile de rugăciune, la serile obișnuite de miercuri, atunci când biserica a stat înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune, Dumnezeu a fost acela care a ridicat și a restaurat, a vindecat și a eliberat și a făcut Dumnezeu mari isprăvi. De ce? Că avem un Dumnezeu care poate. Și sunt astăzi oameni în sală care poate au venit într-o miercuri obișnuită și stăteau în fața imposibilului și după o săptămână s-au ridicat aici în adunare și au zis că Dumnezeu trăiește și că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu o schimba din imposibil posibil gloria lui Dumnezeu. Ei bine, asta e împărăția din care noi facem parte. Noi nu suntem ai nimănui. Pentru noi s-a plătit cel mai scump sânge al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Credeți că s-a plătit sângele acesta ca Dumnezeu să
ne lase așa în voia minții noastre, să ne lase Dumnezeu așa abandonați și când strigăm și ne smerim și ne rugăm și zicem, Doamne, intervino, să ne lase Dumnezeu așa în problemele noastre. Când lipsurile financiare apar, să ne lase Dumnezeu, când El e bogat în îndurare și poate transforma orice situație, oricât e de mare și oricât e de grea. Să poată Dumnezeu, să ne lase Dumnezeu așa. Sunt astăzi oameni în sală, care Dumnezeu o transforma din imposibil posibil. Mă uitam la Andreea și medicii în dreptul ei au spus că nu se mai poate face absolut nimic. Dar ea e dovada faptului că Dumnezeu transformă din imposibil posibil. Și Dumnezeu nu s-a schimbat și puterea Lui nu a încetat. Și e Dumnezeul care are puterea să facă lucruri extraordinare. Gedeon a zis, Doamne, mi-aduc aminte de minunile care le-ai făcut Tu. Mi-aduc aminte, da, familia mea, istoria, oamenii aceștia au văzut lucruri extraordinare. Și-a dus aminte Gedeon, că și el e un israelit, și-a dus aminte că Dumnezeu face lucruri extraordinare. Dar omul acesta a ieșit biruitor împotriva lui Madian și a văzut schimbat imposibilul în posibil. În momentul în care, dragă biserică, omul acesta și-a pus încrederea în Dumnezeu. Pentru că Gedeon a făcut un lucru. Primul lucru care l-a făcut Gedeon, a dat la o parte îndoiala. Al doilea lucru și-a dus aminte că și el face parte din această împărăție extraordinară. Și al treilea lucru, omul acesta și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și dacă astăzi Gedeon este numit un titan al credinței și în Evrei capitolul 11 spunea în felul următor, au pus pe fugă oștile vrășmașe. Și zice despre Gedeon un lucru. Prin credință Gedeon a făcut ce îi poruncise Domnul, să renunțe la toată armata și să meargă cu 300 de oameni. Cu 300 de oameni să meargă împotrivă la 135 de mii de oameni. Un om trebuia să bată aproximativ 400-450 de oameni. Vă rog să-mi spuneți dacă asta nu e o situație imposibilă. Dar să nu mergi cu arme, să nu mergi cu avioane și să mergi cu ulcioare, să mergi cu făclii, să mergi cu lucruri de nimic. Și în ciuda imposibilului să alegi, să zici, Doamne, eu asta chiar nu mai văd, Doamne. Mi-ai spus că ești cu mine? Mi-ai spus că o să-mi dai biruință? Am adunat câteva zeci de mii de oameni, dar mi-ai spus, Doamne, să renunț la ei, că Tu vrei să faci lucruri și mai mari. Doamne, am ieșit, eu sunt un exemplu, am ieșit din casa tatălui meu, am făcut ce mi-ai cerut, ai spus că ești cu mine, până aici am crezut. Dar să cred lucrurile acestea, că îl văd pe Gedeon, omul acesta, punându-și semne de întrebare. Îndoiala a venit, dar Gedeon a zis, Doamne, eu renunț la îndoială. Mi-aduc aminte că Tu ai făcut cu Moise lucruri extraordinare. Mi-aduc aminte că Tu ai despărțit Marea Roșie în două. Mi-aduc aminte, Doamne, că Tu ești Dumnezeul care face lucruri extraordinare. Doamne, aleg să mă încred în Tine. Pentru că alegerea, încrederea, este o alegere. Dacă alegi sau nu, să spui nădejdea în Domnul. Imposibilul e tot acolo. Muntele e tot acolo. Dar e o alegere care trebuie să o facem. Dacă alegem să mergem în numele nostru împotriva imposibilului sau alegem să mergem în numele Lui împotriva imposibilului. Muntele e tot acolo. Și Gedeon, dacă mergea împotriva lui Madian și mergea pe propriile lui puteri, pe propriile lui, pe propria armată aia mică de 300 de oameni, astăzi ne uitam pe paginile Bibliei și vedeam și citeam despre un om că au mers împotriva lui Madian și au mers în numele lui și au falimentat. Dar astăzi citim lucruri extraordinare datorită faptului că omul lui Dumnezeu Gedeon a intrat în luptă, dar omul ăsta nu a mers bazându-se pe propriile lui puteri, nu a mers bazându-se pe propriile lui resurse, că era un tânăr, era fricos, se ascundea, era cel mai neînsemnat din casa tatălui, din punct de vedere social, era un om slab. Și ia Dumnezeu un om slab și îl face un titan al credinței. Și ia Dumnezeu o situație imposibilă și o transformă într-o situație posibilă. Pentru că a fost un om care a răspuns și a zis, Doamne, imposibilul e mare, dar Tu ești mai mare.
Situația e grea, dar Tu ești mai puternic. Resursele nu sunt, Doamne, dar Tu ești bogat în îndurare și aleg să-mi pun nădejdea în Tine. Chiar dacă nu văd, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă nu văd cum o să faci un drum, chiar dacă nu înțeleg prea multe, Doamne, toate lucrurile sunt pe dos. Dar aleg să mă încred în Tine. Nu văd cum poate armata aceasta de 300 de oameni cu ulcioare și cu tot felul de lucruri nesemnificative să doboare 135 de mii de oameni care sunt înarmați cu săbii, care sunt, au o experiență militară și așa mai departe. Doamne, nu văd. Dar credința trece dincolo de ceea ce se vede. Credința trece dincolo. Problema e în fața noastră, dar credința trece dincolo de ea. Că dincolo de problemă e un Dumnezeu care are puterea să rezolve problema. Dincolo de verdict e un Dumnezeu care are puterea să dea viață. Dincolo de o situație imposibilă e Dumnezeu care este specialist în a transforma din imposibil posibil. E Dumnezeul meu și e Dumnezeul tău. E Dumnezeul care nu odată a intervenit, e Dumnezeul care nu odată a ascultat, e Dumnezeul care nu odată a transformat când oamenii spuneau că nu se mai poate, Dumnezeu a spus că se poate. E o alegere. Dacă vrei să te ridici, dacă vrei să mergi în numele Lui, dacă vrei să rămâi în starea aceea, dacă vrei să te lamentezi, dacă vrei să lași îndoiala, frica, depresia și anxietate, toate lucrurile astea să-ți cuprindă fața, viața și să stai în fața imposibilului și să rămână imposibilul acolo. Chiar dacă imposibilul e un viciu, chiar dacă imposibilul e o boală, chiar dacă imposibilul e o situație materială sau financiară sau spirituală, indiferent de natura imposibilului, în seara aceasta e Dumnezeu prezent în adunare, care o schimba din imposibil posibil în viața lui Gedeon. O făcut Dumnezeu lucruri imposibile în viața lui Moise, în viața lui David, în viața mea, în viața fraților și a surorilor din seara aceasta, și e Dumnezeul care poate schimba în continuare. Oricât e de mare contextul, Dumnezeu e mai mare. Oricât e de grea situația în care noi suntem, Dumnezeu nostru este mai mare. Și în seara aceasta vrem să ne rugăm înainte acestui Dumnezeu. Și vă invit cu mult respect să ne ridicăm. Ceea ce face diferența între un biruitor și un învins este faptul că biruitorul nu se oprește atunci când nu vede un drum. Este faptul că omul lui Dumnezeu, el merge înainte, dar el nu se bazează pe lucrurile care se văd și nu se bazează nici pe el. El nu se ridică împotriva uriașilor, el nu se ridică în fața imposibilului în numele lui și nu merge în numele lui, ci se ridică și merge împotriva imposibilului în numele lui Dumnezeu. Ne trimite Dumnezeu, ne cheamă Dumnezeu, ce ridică-te, ridică-te din orice stare. Mergi înainte imposibilului, dar de data asta du-te împotriva imposibilului în numele meu. E Dumnezeul care vrea să ne dea biruință, chiar dacă e puțină putere, chiar dacă spunea lui Dumnezeu, spunea lui Gedeon, du-te înainte. Doamne, dar sunt slab, du-te înainte. Doamne, dar n-am putere, du-te înainte. Cu puțină putere care o ai, du-te înainte. Dar du-te în numele meu, cheamă-mă pe mine, implică-mă pe mine și vei vedea lucruri noi și vei vedea lucruri extraordinare. Și dacă astăzi se enumeră printre titanii credinței faptul că omul acesta a văzut imposibilul, dar s-a uitat dincolo de imposibil. Nu s-a mai uitat la imposibil, s-a uitat la Dumnezeu care îl putea transforma și a zis: Doamne, eu sunt mic, eu sunt slab, eu sunt neputincios, problema e mare, nu văd nicio rezolvare, dar mă aleg să mă încred în Tine pentru că am nevoie de biruința Ta. Și Dumnezeu i-a dat biruință și Dumnezeu este aici prezent și vrea să-ți dea și ție biruință și vrea să-mi dea și mie biruință. Și vrea în seara aceasta să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Aș vrea în seara aceasta să mergi înaintea Domnului și să zici: Doamne, am nevoie de Tine. Imposibilul e mare, dar am auzit în seara aceasta că Tu ești mai mare. Boala e grea, Doamne, sunt multe, Doamne, probleme, dar am auzit că Tu ești Dumnezeu care schimbă. Doamne, vreau să Te mărturisesc, aleg să-mi pun nădejdea în Tine. Aleg să dau la o parte frica, aleg să dau la o parte îndoiala, aleg să dau la o parte toate lucrurile care vin împotriva mea și aleg să mă încred în Tine, Doamne. Pentru că vreau să văd lucruri extraordinare. Haideți să intrăm în rugăciune.